Bună, dragii mei, și bine v-am regăsit la un audio-video. Astăzi m-am gândit să vorbim despre ceva mai special, despre cineva mai special. Cred că am mai făcut acest video referitor la Iulia Hașdeu, dar acum am decis împreună cu colegii mei să discutăm mai multe, un fel de documentar audio despre Iulia Hașdeu. Ca să nu luăm... Mersi de cafea! Ca să nu luăm copyright, o să spun de unde l-am inspirat, din Historia, Misterele Istoriei, Google și Agro TV. Și pentru cei care spun că vocea mea este făcută în autotune, nu, dragă, asta este vocea mea. Și așa cum este, este. Dar ca să ne mai distindem puțin înainte de a spune de acest documentar care este foarte tare, vreau să vă spun că începând cu data de 1 iunie anul acesta, decidem să mai reducem din videoclipuri sau să mărim, dar cum nu prea avem idei, ori ne dați voi, ori găsim. Și ca să clarificăm de ce nu ne vrem să ne vedem fețele, pentru că noi facem aceste video din pasiune, nu pentru bani sau vizualizări, că ne este indiferent că avem 10 abonați, 100 de abonați, 0 abonați, ceea ce a rămas surprinși, că sunt anumite videoclipuri care n-au nici măcar o vizualizare, dar acel videoclip cu Jimi Hex, ne vine să credem că a prins așa de bine. Mai beau cu o gură de cafea, fiindcă... Pixul! Mi-a zburat scenariul. Așa. Da, deci am scris cu scenariul aici, că... Când vorbesc aici la microfonul sau recorder, că asta e, nu suntem ca sărăcuțe, așa, nu avem posibilități majore. Noi ce facem, facem în sound recorder și în, movie maker. Dar ne descurcăm destul de bine. Și hai să vă spun de ce, așa că fac divers, înainte să vorbim despre Iulia Hașdeu, sau Iulia Fediciuc Hașdeu, vreau să spun că totuși ne-a venit oarecum ideea când am vizitat castelul și într-adevăr era acolo o doamnă care ne prezenta și așa, și la intrare în castel o să vedeți că este un pian și de curiozitate așa am pus mâna pe pian și am simțit cum o mână caldă mi-a pus pe mâna mea. Și m-am uitat în jur și doamna respectivă explică și eram surprinsă, fiindcă nu-mi dădeam seama ce se întâmplă. Apoi ne-a arătat restul casei, care de fapt, restul castelului, care de fapt nu a fost făcut de vreun arhitect special, pur și simplu acest castel de Iulia Hașdeu a fost... construit, să vine să credeți sau nu, de ideile Iuliei, cu, mă rog, în spiritism cu tatăl său, Bogdan Hașdeu. Și haideți totuși să vorbim despre Iulia și destinul ei tragic. Iulia Hașdeu s-a născut pe 14 noiembrie 1869 și în București și a decedat pe 29 septembrie 1888 în București. A fost o tânără intelectuală, scriitoare și poetă, inclusiv de limba română și franceză. S-a manifestat prin muzică, deci a făcut și conservatorul, avea o voce minunată de soprană. Îi plăcea și pictura.
În particular, pe lângă Sorbona, pe lângă Studia Sorbona, făcea și pictura la Paris. Avea un talent deosebit la limbi străine și era foarte interesată de filozofie. Iulia HD a fost prima studentă româncă de la Sorbona. Și chiar a fost numită copilul minune al literaturii, pentru că, să vă dau exemple. Ce faceați voi când aveți 2 anișori? Vă jucați cu jucărioarele, desenați, făceați Lego. Iulia HD-ul, la 2 ani, deja știa să vorbească franceză și să scrie în franceză. Ce făceați voi la 8 ani? Vă jucați cu mașinuțele, cu păpușelele, desenați? Nu. Iulia, la 8 ani, culmea, neîmpliniți, a trecut examenele de cumulare a celor 4 clase primare. Adică, care ar fi trebuit să termine la gen, nu știu, 10 ani sau 12 ani, dar. Și spuneți-mi, voi la ce ani ați intrat la liceu? 15, 16, 17 unii? Spuneți-mi în comentarii. La 11 ani, Iulia HD a absolvit Colegiul Național Sfântul Sava, iar în paralel a urmat cursurile Conservatorului de Muzică din București, apoi a plecat la Paris la studii. Și, culmea, la 16 ani. Deci, când unii de-abia intră la liceu, ea deja era acolo. Și scria foarte multe poezii și chiar dacă începuse să simtă că scade în boală, ea a continuat și culmea. Și în ultima zi a vieții sale, ea a scris. Ceea ce i-a urmit pe toți este faptul că după înmormântarea ei, tatăl ei, în camera ei, bine, acolo în București unde era, a găsit alte lucrări de ale Iuliei. Evident că toți au fost devastați, mai în special părinții. Chiar dacă cât a fost bolnavă, a încercat orice, de absolut orice. A dus-o și la biserici, și la mănăstiri și a apelat la cei mai scumpi doctori. Dar, din păcate, că în secolul 20, tuberculoza nu prea putea fi tratată. Mormântul ei este printre puținele care sunt de spiritism. În caz că vreți să știți, mormântul Iuliei HD este în cimitirul Belu. Deținutatea era română. Dar ea nu, toate scrierile ei nu se dădeau cu, nu se numea Iulia HD. Ea se numea Camille Armand. Gen cum a fost acea regină, regina României, parcă Maria, parcă, sau Elisabeta. Da, Elisabeta. Și aceasta a scris foarte multe cărți, dar nu vrea ca lumea să-i cumpere cărțile, că era așa regina, așa că trecuse sub numele de Carmen Silva. Revenind la Camille Armand, sau la frumoasa noastră Iulia HD, care chiar era foarte frumoasă, dar din păcate am la 21 de ani. Totuși, opera ei de debut a fost
Bordeaux de Avril, postpun, dar a impresionat pe foarte multă lume prin naturalița și simțul amorului, simțul ei al umorului, dar îi plăceau foarte mult animalele, având foarte multe pisici, foarte multe câini, foarte mulți câini. Și revenind la castelul Iulia Hașdeu sau muzeul Iulia Hașdeu, cum a fost el construit, câte camere are și așa mai departe. Păi, asta vă spun din propria mea experiență. Asta se că mi s-a deschis ușa. Așteptați un moment. Ne-am întors. Revenim la Iulia. La castelul Iuliei Hașdeu se află mă spuneți, îmi vine să strâng. Gata. Castelul Iulia Hașdeu se află în Câmpina și a fost construit între anii 1839 și 1896. Muzeul a fost construit pentru comemorarea Iuliei Hașdeu, fiica lui Bogdan Petriceicu Hașdeu, care a murit la 19 ani. Bine că știa că sunt cam... Unii spun că la 19, alții la 21, dar... Știți cum sunt unii cu matematica. Adică dacă ăștia cu matematica lor au sărit vreo 3 ani, nu e diferență față de să ne facem noi de râs cu Dancila, ai de capul. Apoi o prezentare. Deci, doamna, femeia asta, într-adevăr, se vede că e foarte credincioasă, se vede că e foarte frumoasă, dar, mamă, ce prostii spunea. Deci, dacă vreți așa să vedeți cum să, dacă vreți să fie mai, să vă fie simpatică Dăncilă, puteți să uitați Viorica Dăncilă ai umor, cam așa era. Dar revenind la Iulia Hașdeu, care ar fi putut să fie una dintre cele mai mari scriitoare ale României. Bine, era, dar din păcate a murit. Totuși a fost, mă repet, ceea ce mie mi se pare foarte interesant, că a fost prima care a absolvit facultatea din Sorbona din Paris. Bine, a absolvit-o, chiar da, diploma, că e așa, așa, ultimii ani. Ultimul an era, lase scara spre cer. Dar, totuși a fost refăcut. Ca până să vorbim în continuare despre acest castel și despre fenomenele paranormale, putem să spunem chiar despre fenomenele paranormale în casa lui Bogdan Hașdeu. Stătea la masă și era cu... încerca să scrie ceva și la un moment dat a zis că a simțit că vreo 5 secunde a adormit. Și când s-a trezit, a scris pe foaie un mesaj de la draga lui Iulia, că spune: tatăl meu, mama mea, eu sunt bine, nu vă faceți griji, sunt fericită și o să fiu alături de voi. Și printr-un vis sau ceva de genul ăsta a fost construit castelul, care, din păcate, după un timp a fost mai deteriorat după războaiele mondiale.
A fost restaurat în anii 60, apoi în 77 și acum este vizitat de foarte multă lume. Acum vă spun ce am reținut eu și alte chestii. Vizitatorii care trec pragul muzeului pot admira portretele membrii familiei, care este a doua cameră, prima este cu un pian, obiectele familiei, fotografii, documentare, mobilier vechi de peste un secol, manuscrise, colecții ale revistelor produse de mari filozofi. Și haideți totuși să descriem salonul. Salonul 1. Salonul are vreo 6 săli sau 6 camere. Da? Sala 1, salonul, sala 2, sufrageria, sala 3, templul castelului, sala 4, biroul de lucru al lui Bogdan Hajdeu, sala 5, camera cu cale, dedicată Iulie Hajdeu, și sala 6, camera obscură. Le luăm pe rând, da? Deci, sala 1 sau sala 1. Sala 1 este salonul de primire a doamnei Iulia Hajdeu, soția scriitorului, unde se află bustul de marmură acesta. Despre doamna Iulia Hajdeu se spune că totuși a fost o femeie foarte frumoasă, care l-a atras foarte mult pe Bogdan, care și era mai tinerel, dar faptul că a venit din Ardeal l-a atras. Revenind de la oile noastre, nu o să facem vreun documentar despre Petre Daia, deși nouă ne este foarte simpatic. Sala 2. Sala 2 sau sufrageria este cu portretul familiei pictat în medalioane pe pereții camerei, adică chestii așa rotunde sau ovale, unde sunt pictați membrii familiei, toți membrii familiei. De la tată, fiu și așa mai departe. Sala 3. Sala 3 sau templul castelului, ce este cel mai înalt turn, care are un pronaos cu oglinzi paralele și un altar. În mijlocul turnului, unde se urcă pe treptele metalice, se află statuia lui Iisus Hristos, sculptat de Rafael Cazini. Războiul cu tremurul și foarte multe au afectat castelul. Dar, spre minune, statuia nu a fost afectată. Asta cred că e o minune. Sigur este o minune. Sala 4, biroul de lucru al lui Bogdan Hajdeu, în care se află portretul savantului soției și fiicei lui Iulia. Sala 5, camera cu cale dedicată Iuliei Hajdeu, unde se află păpușa Iuliei, o sculptură în ulei. Nu. Nu. Scuza, nu este. E în ulei. A fost dată cu puțin ulei, acum vreo câțiva ani, ca să dea un pic de strălucire, pentru că vă dați seama, după atâția ani, și-a cam pierdut. Și a cam șters strălucirea. Dar păpușa este din cu ochii de sticlă și de marmură. În aceeași cameră se află și bustul Iuliei Hajdeu, făcut de Ion Grigorescu, din marmură de la Carrara, realizată în 1890. De asemenea, aici se află și jurnalul tot în această cameră se află și jurnalul și caietul de matematică a Iuliei Hajdeu. Și ultima sală, sau sala 6, este camera obscură, unde au avut loc ședințe de spiritism care au ca... Mă scuzați. Unde aveau loc ședințele de spiritism, care au un porumbel de piatră, o lunetă astronomică, un sfeșnic și o statuete a lui Isus.
Acum că am descifrat anumite chestii, vreau să discutăm și despre ce am aflat noi. Și acum, faptul că ne-am inspirat din Wikipedia, istoria, AgroTV, Mistrele Istoriei și altele. Sunt chestii reale care unii spun că sunt, unii spun, a, da, nu sunt reale, dar uite că rezultă că amicul nostru care are bunica lui este din Câmpina și tatălui este profesor acolo la școala de poliție din Câmpina. A vrut și să facă polițist, dar l-au respins la înălțime, dar a crescut pe parcurs. Era cam micuț pentru... avea 1,60 m. Acum are 1,75 m, dar atunci era cam micuț și l-au respins la înălțime. Ce au spus alții? Ce a spus Mihai? Unii spun că noaptea se aud cum Iulia cântă la pian și cum tatălui aplaudă. Și de curiozitate, Mihai, aici de față, care nu are prietene, de nici nu vrea, nu, care avea orientare, dar el a zis că o să bazeze toată viața pe cultură și pe cercetare. A zis, a cerut primarului și respectiv oamenilor acolo să o lase să stea o noapte acolo, în castel. Și e bine că l-a lăsat. Până la 8 a intrat, s-a plimbat pe acolo, mai stătea jos pe scaunele, s-a mai plimbat și când s-a dus în una dintre camere acolo, s-a stat jos pe un scaunel. A simțit o mână caldă pe umăr, dar s-a întors. O simțea în continuare, dar nimic. Și apoi s-a dus în... s-a auzea ca niște... ca cineva care cânta la pian, dar foarte, foarte, foarte realist. S-a dus într-adevăr în camera unde era pianul. Pianul era acoperit, dar se auzea. Și se auzea și niște aplauze. Apoi a ieșit puțin afară, se ia o gură de aer și a văzut era prea clar, dar a văzut ceva, o fată cu părul lung, șaten, zâmbind, într-o rochie albă și cu niște flori de margarine, cu niște flori albe. Și foarte curios s-a dus, dar fata a dispărut, dar când s-a uitat pe jos erau niște petale albe. Nu prea știe, nu prea le are el cu florile, deci rezultă că Iulia HD chiar încă ne mai vizitează. Cam atât, asta este documentarul. Dacă v-a plăcut, dați un like sau dacă nu, nu. Sau doar vizualizați și ce să vă zic? Ce să...